Artiștii dăruiesc, vii și tu. Acesta este titlul unei campanii aflate la a doua ediție care are loc aici la Iași, cu participarea mai multor artiști care în scop caritabil organizează un concert, iar ulterior își aleg un caz nobil, un caz caritabil pe care îl susțin prin intermediul acestui concert. Acum, în acest frumos decembrie, recent a avut loc a doua ediție coordonată de Laura Mogorean, care este interpretă, dar și îi place să scrie versuri, și în această dimineață vorbim despre acest eveniment, dar și despre ceea ce înseamnă Crăciunul pentru ea. Bună dimineața, Laura, mă bucur să te văd în platoul emisiunii noastre și bine ai revenit! Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație! Cu cel mai mare drag! Până ajungem să vorbim despre acest eveniment frumos care a venit să susțină femeile care au cancer, să ne spui ce înseamnă Crăciunul pentru tine. Crăciunul, eu sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, fiind din Republica Moldova, îl sărbătorim pe 7 ianuarie. Și Crăciunul este mereu o adunare de bucurie care are loc acasă, alături de cei dragi, alături ne strângeam toată familia și petreceam clipele împreună. Și ca tradiție aveam mersul cu colindatul, mersul pe la case, pe la da. Când mergeam în grupuri mai mari, mai mici, uneori mergeam și singură ca să păstrez tradiția și pentru mine. Pentru că, pe lângă faptul că era o bucurie pentru oameni, aduceam bucurie oamenilor, îmi împlineam și mie bucuria de copil. Tu cânti foarte frumos și îmi imaginez că și în copilărie aveai o voce la fel de frumoasă. Cum se întâmplau lucrurile în localitatea de unde ești? Mergeai doar la oamenii pe care îi cunoști sau mergeai și la oamenii necunoscuți și luați așa din casă în casă, intrați la toate casele să aduceți colindul de bun augur pentru sărbători? Mergeam, mereu lăsam rudele la final, dar mai întâi mergeam pe la profesori, pentru că pentru noi era important să le aducem și lor bucurie ca fiind profesorii noștri de la școală. Mergeam și la oamenii simpli, adică pentru noi nu conta atât cât ce bănuți ne dă sau ce fel de bomboane. Pentru noi conta faptul că a primit colindul și a primit vestea pe care am vrut să o transmitem și asta era cea mai mare bucurie. Îți aduce aminte de cum te întâmpinau oamenile care mergeai cu colindul? Da, fiind, dacă m-am născut la sat, acolo lumea se știe unii cu alții și respectiv când mergeam la case, poate eu nu știam, fiind mică, nu știam toată lumea din sat, dar toată lumea mă știa și era o bucurie mare că, a, tu ești Laura și era fenomenal, adică erau emoții de nedescris pentru noi. Și din primii bănuți adunați din colindat, ce ai făcut cu ei? Ce ți-ai cumpărat? Nu cumpăram neapărat lucruri foarte sofisticate. Luam ceva ca ceva pentru școală, nu știu, ceva din rechizite sau o haină ceva mai nouă. Nu percepeam totuși bănuții ăștia să fie investiți în ceva, într-un lucru bun. Foarte frumos. Ce tradiții existau și există în familia voastră de sărbători? Pentru că ai spus că ai sărbătorit în copilăria ta Crăciunul pe stil vechi, pe 7 ianuarie, așa cum se organizează, deci se desfășoară în Republica Moldova. Știu că, fiind și eu de acolo, nu există tradiția asta de a dărui cadouri anume de Crăciun și de 7 ianuarie. De regulă, toate cadourile se dăruiau de Revelion, ca așa se e acolo. Și voiam să te întreb dacă voi totuși obișnuiați să vă dăruiți ceva în familie de sărbători sau nu? Părinții mei fiind plecați peste hotare și dacă nu reușeau să vină, să fie alături de noi. Deci se putea întâmpla chiar de Crăciun să nu fie. Da, a fost de multe ori.
Da, cu cine dar, sărbătoreai Crăciun? Cu bunica, cu bunicii, adică cu sora, verișorii. Ne strângeam și noi, așa, la gura sobei, să zic. Dar părinții încercau să compenseze prin daruri. Și ne trimitea de fiecare dată daruri, fie de Revelion sau fie de Crăciun, adică pentru noi era oricum o bucurie mare ca fie copii. Există vreun cadou primit în această perioadă de care ți amintești? Sau care are o însemnătate foarte sfătească pentru tine? Sau care te-a entuziasmat, te-a impresionat? Poate o rochiță, poate o fustiță. Probabil când eram mică, da, pentru mine fiecare cadou era unul special și țineam la el foarte mult. Acum, cum ziceam și la începutul acestui interviu, în decembrie, ați organizat a doua ediție Artiștii Dăruiesc, Vii și Tu. Să ne spui despre implicarea ta în cadrul acestui eveniment, campanie. Cine au fost artiștii care au participat și cum a avut loc acest concert, cum a fost primit de ieșeni, dar și dacă deja au reușit să ajungă bănuții la femeile bolnave de cancer despre care spuneam. Inițial, această idee a pornit de la mine. Aveam în plan să îmi doream mult un concert cu tematică de iarnă. Și respectiv, vorbind cu doamna profesoară, doamna Mihaela Gârlea, de la facultatea, de la Universitatea de Arte George Ionescu, mi-a sugerat o idee ca acest concert cu tematică de iarnă să fie un concert caritabil. Să cumva ne-am unit două idei și astfel a ajuns să aibă loc acest concert campanie. Respectiv, anul trecut a fost prima ediție organizată la BCU, la Biblioteca din Iași, și respectiv acolo au fost implicați mulți colegi de-ai mei de la facultate. Au cântat, s-a recitat poezii. Am reușit să strângem atunci în jur de 4.000 de lei. Acești bănuți au fost, am mers și am cumpărat daruri pentru copii de la oncologie și respectiv a fost o bucurie și pentru ei și pentru noi. Anul acesta a fost cea de-a doua ediție, a avut loc la Conservator și au fost strânși mai puțin bani, dar noi ne bucurăm că am reușit și anul acesta să ne adunăm forțele și să facem un bine. Respectiv, bănuții o să fie, din acești bănuți o să se cumpere daruri pentru femeile bolnave de cancer. Și cam asta este istoria. Cei care au participat în aceste concerte sunt interpreți care au participat și în prima ediție și în cea de-a doua ediție. Sunt cei care cântă în Iași. Este Nancy Sandu, Diana Maria Rogojină, Daniel Balan și mulți alți colegi care mă bucur foarte mult că au reacționat atât de frumos la un astfel de concert care totuși, pe lângă faptul că aduce bucurie celor care cântă pe scenă și împlinire, aduce bucurie și celor care sunt mai, care au nevoie de ceva mai mult decât noi. Exact, este perioada în care vrem să fim mai buni, este perioada în care vrem să fim empatici, ne gândim și la alți oameni care nu se pot bucura la fel de mult de aceste sărbători ca și noi, respectiv este foarte frumoasă această inițiativă, indiferent de suma care se adună la astfel de evenimente, orice faptă bună este o faptă nobilă. Ce ai cântat tu la acest concert? Am cântat un colind, O ce veste minunată, iar anul trecut am reușit să cânt și o compoziție de-a mea, un prim colind compus de mine, Ninge cu dor peste noi, intitulat. Foarte frumos. Foarte da. Frumos. Este un colind pe care tu consideri preferatul tău? Pot spune că da, pentru că
În momentul în care l-am scris, am trăit anumite emoții, care, și anume dorul care mă duce acasă, dorul care mă duce la părinți, și în momentul ăla nu puteam să fiu alături de ei. Știu că, Laura, tu scrii și versuri și în această dimineață ne-ai pregătit o poezie de Crăciun. Da. Și ne-ar plăcea să ne reciți. Sigur. Este un colind pe care l-am scris acum o săptămână, cred. Da, mi-a plăcut foarte mult. Deci este unul foarte, foarte proaspăt. Exact. Scris de tine. Da. Busuioc lumină în casă, ascultați colinda noastră. De pe lume adunate și înapoi la lume date, colindul se lasă în zare unde soarele răsare, unde este strop de dor, se năștea sfântul fecior. Sfânta zi dintotdeauna stelele-i țineau cununa. Precum omul ține vița, pe toți ne ține credința. Binecuvântare mare, pe pământ e sărbătoare și în cer e bucurie când aduce mântuire. Lasă ruga să ne poarte, să ne scape de păcate, să ne bucurăm știut, astăzi Hristos s-a născut. Foarte frumos, foarte emoționant. Mulțumesc! Ce stare aveai atunci când ai scris aceste versuri? Sunt niște versuri foarte mature în același timp. Aveam o imagine în cap. Felul cum aveam tradiția să merg și la biserică de Crăciun, să colind acolo, să bucur oamenii cu aceste colinde. Și cumva, datorită acestei imagini pe care o aveam acolo întipărită în cap, a curs așa un val de emoție. Te-ai gândit deja și la linia melodică pentru aceste versuri? Să știi că da, un pic. Da? Deci la anul viitor vii și ne-l cânti. Bine, sigur. Acum că avem câteva zile până la Crăciun, practic câte zile au mai rămas? E 3 zile, deci luni, da. Sărbătorim Crăciunul. Deja ți-ai împodobit bradul, ai un brad. În general, respecti această tradiție sau nu? Anul acesta nu am reușit încă, dar în aceste 3 zile reușesc. Ai lăsat ultima stă de mesi. Exact. Fiind o perioadă destul de aglomerată și încărcată cu diferite activități, am lăsat această bucurie mai spre final. Dar, da, obișnuiam să împodobim bradul acasă. Fie el cât de mic, cât de mare, era bucuria mult mai mare decât este bradul. Și cum obișnuiați să-l împodobiți? Îl împodobeai tu singură, îl împodobeai cu bunica, cu părinții, cu rudele? Cum se întâmpla? Când erau părinții acasă, împodobeam cu părinții. De obicei, deseori eram lăsată să fac eu treaba, fiind cea mică. Adică mă bucuram eu cel mai mult pentru împodobirea lui. Dar obișnuiam când eram mai mică și cu bunicii, cu sora. Era o tradiție foarte frumoasă. Și eu cred că este o tradiție foarte frumoasă, care unește toată familia. Socializați, zâmbiți, râdeți, mai mâncați ceva bun. Respectiv, este o activitate care, în primul rând, este și despre socializare și despre interacționare. În acest an, cum va fi brădul tău? În general, cum obișnuiești să-ți împodobești bradul? Îl faci conform tendințelor sau îl faci așa cum se împodobea în copilărie, cu globuri de toate culorile, cu jucării, cu orice îți dorești să pui acolo pe brad? Da, nu m-am gândit încă anul acesta, dar optez pentru un stil mai minimalist. Pentru că noi în copilărie obișnuiam să-l împodobim acolo să fie bogat bradul nostru. Dar fiind așa o fire mai minimalistă, optez să fie mai finuț. Da, totuși își dorești să fie o asortare mai perfectă pentru... Da, probabil și asta. Știi că bradul poate fi, în general, în cele mai vechi timpuri, bradul se împodobea cu fructe, cu bomboane, cu copturi. Deci, teoretic, noi putem să-l împodobim exact cum simțim și cum ne dorim. Exact. Nu există o regulă. Da. Am văzut recent și un brad împodobit cu pantofi, de exemplu. Pentru femei. Un pantofi de diferite culori.
Deci fiecare face așa cum simte, important exact. Să aducem emoția sărbătorii în casele noastre, important să fim în această perioadă mai buni, să ne gândim ce am făcut în acest an, dacă totuși, deci în această perioadă strângem roadele. Tu ce roade strângi în acest an? În acest an a fost un an destul de plin cu de toate. Am reușit să lansez cartea, volumul meu de poezii, Să purtăm același dor. Despre care am vorbit la matinal. Exact, da. Și să fac mai multe lansări, printre care aici în Iași am avut două lansări, la Chișinău o lansare, la Bălți și la Suceava. Foarte frumos. Apoi am avut parte de o colaborare foarte frumoasă alături de Eugenia Nicolae, o interpretă de muzică populară și muzică pop, dar ea este și compozitoare, compune melodii și respectiv am ajuns să compun cu ea o melodie care se numește Copil străin, Copil hoinar, scuze. Da, care poate fi ascultat pe YouTube și asta a fost o mare realizare pentru mine, pentru că am colucrat cu ea, am scris atât linia melodică cât și versurile. Apoi alte realizări, am scris versuri și piese la comandă, da, pentru alți artiști, ceea ce mă bucură foarte mult. Și pot spune că sunt împlinită, chiar. Deci a fost un an plin de creativitate și de artă. Exact. Laura, noi îți mulțumim că ai ajuns în platoul emisiunii noastre în această dimineață și dacă ai un mesaj pentru telespectatorii noștri de sărbători, aici ai ocazia să o faci. Cred că toată lumea acum, în perioada asta, spune să fii mai bun și vă spun și eu să fiți mai buni, dar nu doar de sărbători, că bunătatea necesită să fie mereu și cei care au nevoie de noi așteaptă, ne așteaptă pe noi și așteaptă bunătatea din noi să facă eforturi și pași spre ei. Așa că fiți buni în orice perioadă a anului și sărbători binecuvântate alături de cei dragi.